Am terminat dieta acum o lună și ceva la 114 kg și acum de o lună jumate m-am stabilizat la 116 kg. După ce am terminat dieta, a venit 1 mai, a venit Paștele, am mâncat de-a înrupt, pauză de la sală, pauză de la cardio, după o săptămână aveam 120 de kg. Deci am terminat dieta, am renunțat la sport, am mâncat ca nebunul, mulțumesc frumos, Alin, și am ajuns la 120 de kg. După aia am început iar sportul, am început să mănânc roșii, să mănânc legume, să mănânc salate, să mănânc în căruri gătite iarăși. A scăzut cântarul la 116. După aia am început să mănânc dulciuri, să mai introduc dulciuri și tot felul de chestii, pizze, șaorme. După ce a scăzut la 116, m-am liniștit, am zis, băi, ok, 116 e ok. Avea multă carne, multă mâncare pe tranzitul intestinal, aveam o retenție foarte mare de apă și în câteva zile, în 3-4-5 zile, am ajuns de la 120 la 116. M-am liniștit, psihic, și am început. O shawarma, o pizza, o Nutella, un Snickers și de o lună jumate mă mențin aici la 116 kg și e fantastic. Vezi, dacă faci pauză de la sport și nu mai ai chestia asta zilnică, transpirația asta zilnică, e normal că, na, cântarul crește, frate. E o retenție de apă acolo. Dacă mănânci multă carne, multe grătare, la fel. Pe tubul digestiv, în mațe, rămân foarte multe reziduri. Carnea se elimină după vreo 2 zile. Eu acum, când am fost la toaletă astăzi, eu n-am eliminat micii și cârnații de aseară pe care i-am mâncat. Încă i-am în mine. Mâine, poimine, îi elimin. Dar am mâncat cumpătat. Am mâncat 5 mici și 2 cârnați. Gata! 45 de minute. S-a oprit. Se oprește singură. 3 km 600 distanță. Opa, gata. Era să pic. 45 de minute. Are protecție, se oprește singură la 45 de minute.